De când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Ne bucurăm să ne fie astăzi alături Bianca Brad. Să rămână, bine ai venit! Hey, hey. Voie să-ți ofer un buchet de flori. Ce frumos, mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Arăți foarte bine! Mulțumesc! Stai că am și eu ceva mic. Am vrut să mă opresc să iau ceva aici pentru voi de Crăciun. N-am mai apucat, dar v-am adus câte o clementină ca să mă duc la partea. Mulțumim! Să rămână, mulțumim frumos! Da. Cu drag, eu vă mulțumesc pentru invitație. Foarte frumos aici la voi, să tot facem misiunea așa. Da. Exact, exact, da. Da. Ce mai faci? Cum ești? Cum ți-a fost în toată perioada asta? Ciudat, ca la toată lumea, nu pot să spun că am suferit foarte tare, pentru că am încercat să văd ca întotdeauna părțile bune. Da. Pentru că altfel o iei razna, dacă nu te concentrezi pe ce este bun. Exact. Și am căutat să văd ce se ascunde în spatele acestei nebunii. Sigur că am avut și o momente de revoltă, de enervare, de supărare, de tristețe. Și ai ajuns la niște concluzii? Eu am evitat să vorbesc despre asta pentru că nu vreau să creez polemici. Uh-huh. Ideea este că pe mine m-a deranjat foarte tare manipularea prin frică. Nu vreau să dezvolt, da, pentru că este o perioadă frumoasă, dar nu cred că este ok. Uh-huh. Și asta spune, cred eu, pe care m-am apropiat de credință foarte mult, este că este și eu lipsa credinței, pentru că atunci când ai credință, n-are loc frica. Și ție nu ți-e frică? Nu. 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 Nu mi-e frică. Mă protejez așa cum trebuie, dar nu sunt panicată și știu că Dumnezeu are grijă de fiecare și fiecare are calea sa de a pleca, da? Dacă e să se întâmple acum, eu sunt pregătită oricând, adică și dacă e pe stradă, Doamne ferește, totuși. Da. Deci că se întâmplă acum sau că se întâmplă altă dată, se întâmplă, trebuie să accepti, trebuie să iei partea bună a lucrurilor și în clipa în care apare, cred că se face prea mult tam-tam, pur și simplu. Sigur că este un virus mai complicat, cu tot felul de modificări și așa, dar nu e vorba despre asta, ci chiar și virusul, de fapt, ne învață cumva să ne atrage atenția și ne indică să ne întoarcem la noi să și la natură. Să nu ne mai pierdem în alții. Și ce mi-aș dori eu să văd mai mult la emisiunile TV, nu la asta, nu spun de asta, ci în general, nu numărul de persoane care s-au infectat. Asta sună de parcă ai face lepră sau de parcă ar fi cine știe ce. Sau care săracii au, nu mai sunt printre noi. Nu, aș vrea să se pună accentul pe cum să te hrănești. Da. Dar tot ce înseamnă prevenție naturală, să ne întoarcem la natură. Pentru că de pe vremuri, când nu existau toate medicamentele, nu se tratau cu pastile, ci cu plante. Bine, cu... și numărul celor sigur care că trebuie. Decedau erau mai mulți. Este mare, dar vreau să spun, Doamne ferește, nu spun să nu asculți medicii sau să nu faci tratamentul, nu. Ci doar să acorzi mai multă atenție îngrijirii trupului. Da. Să avem ceva mai multă grijă de noi. Și până să la urmă investești în sistemul imunitar prin felul în care mănânci, cum te hrănești, să te odihnești. Vitamina D3, trebuie să o spun pe asta, este foarte importantă. Foarte importantă, oricând, dar acum mai mult decât oricând. Și nu o să intru în detalii, pentru că asta le poate spune un medic sau un terapeut. Dar la fel de important, sau dacă nu poate chiar mai important, este să fim sănătoși aici. Pentru că de aici, chiar aseară am vorbit, am avut grup de sprijin cu mămicile mele, am avut un grup de sprijin, da? Și chiar despre asta vorbeam, despre somatizare, somatizarea durerii, emoțiilor. Și care se știe, mă rog, cine e interesat găsește informații destule acum pe internet, pe site-uri serioase, ce influență au gândurile și emoțiile asupra corpului organismului. Fizic. Exact. Și cum se somatizează, cum te îmbolnăvești de la asta. Ori, exact așa lucrează. Dacă mintea este bolnavă, se îmbolnăvește sufletul, după care se îmbolnăvește trupul. Și atunci trebuie, în primul rând, aici să lucrăm. Da? Este foarte important. Tu cum ai grijă? Ce faci în sensul acesta?
Eu mă rog foarte mult, vorbesc foarte mult cu Dumnezeu. Am avut și momente în care recunosc și am și spus-o și public că nu că mi-am pierdut credința, dar am simțit că am pierdut conexiunea. Sigur că am intrat eu într-o perioadă mai tulbure, cu multe probleme, dar asta nu înseamnă că nu credeam, ci doar că nu mă simțeam, nu puteam eu să mă conectez. Nu eram, eram trasă în jos. Nu aveai disponibilitatea aceea. Da, nu eram deschisă. M-am lăsat copleșită de probleme. Da? Și asta este problema. Asta este cel mai... Și de fapt, exact atunci când ești copleșit de probleme, atunci trebuie să spui, Doamne, eu nu mai pot. Te rog, ai grijă de mine. Da, da, așa trebuie făcut. Și trebuie să lucrez. Și am spus-o, lucrul ăsta l-am spus absolut mecanic, până când, dintr-o dată, s-a reaprins luminița. Da. Și, dar în rest... Dar sigur, acum... Cum te simți? Cum te găsesc sărbătorile acestea? Vinișor. Vinișor. Nu, sunt tot felul de probleme. Faptul că zâmbesc și râd nu înseamnă neapărat că sunt foarte bine, dar ăsta este și un mod al meu tocmai de a mă inspira pe mine însă. Da? Adică să nu las, chiar dacă ești trist, în clipa în care ai un zâmbet, încet, încet începe și sufletelul să... Zică, măi, stai așa, că poate nu e chiar așa. Știu că băiețelul tău ți-a făcut o surpriză specială și ți-a scris niște rânduri foarte emoționante. E, băiețelul meu e mare deja, este adolescent. Păi mare, mare, 15 da. ani și jumătate. El scrie foarte frumos, e foarte talentat, am moștenit-o pe bunica lui, adică pe mama mea. Mie, în ultima vreme, mai puțin îmi scrie în mod direct, dar aș vrea să vorbesc despre, și am adus special pentru asta, am creat, mă rog, m-am gândit așa, să le fac un jurnal în care să comunice Luca și mama mea. Așa. Și își scriu poezii. Oh, vai, ce frumos. Și își desenează. Și aș vrea să citesc o poezie care, dacă îmi dați voie, nu este lungă, pe care el a scris-o la început, uite, pe 1-a 3-a, anul ăsta. 2020, martie, exact. Cu puțin înainte de a fi lockdown. Poezia se numește Schimbări. Dar încă nu se vorbea de lockdown sau așa. E scurt, o citez repede. Te rog. Cu timpul care trece, se schimbă și ce se petrece. Unele lucruri nu le mai poți înțelege. Parcă te-ai înstrăinat de ele. Nu mai poți spune ce-i bun și ce-i rău, ce-i al meu și ce-i al tău. Lucrurile nu mai sunt cum erau. Nu mai sunt deloc cum păreau. Timpurile se schimbă, persoanele la fel. Uneori parcă vorbesc în altă limbă. Sunt pur și simplu altfel. Nu poți opri schimbarea. Poți doar să te schimbi odată cu ea. Este cel mai bine ca să nu rupă bucăți din tine. Poate sunt ciudat sau poate m-am schimbat, dar de fapt schimbările m-au forțat să mă adaptez la al lumii dictat. Ce frumos! Poezie scrisă de băiat la 15 ani, un adolescent. Da, deci un adevărat vizionar, dacă... Este, chiar este. Are o imaginație extraordinară, e foarte creativ, are talent la scris. Deci întotdeauna? Adică ai descoperit asta de când era mic? De mic. Adică îl surprindeam, vedea, de exemplu, nori pe cer și făcea tot felul de povești. Comparații și povești. Da. Este și îl încurajez, de asta am și făcut. Are și o profunzime a scrierii, adică nu sunt... Păi da, nu este, și are mai multe, nu e cazul să... Că știu că nu este timp, dar mă bucură foarte mult și pentru mine sunt cel mai frumos dar. Exact. Chiar dacă nu sunt neapărat pentru mine, ci pentru mama, acest album este în primul rând, e și pentru mine un dar. Absolut. Da. Sport faci? Mai faci? O să mă ridic. Se vede. Wow, sport. Da. Nu, adică sport. Bănuiesc că acum a fost puțin mai complicat să... Am, pe perioada verii, am întrerupt să merg la sală pentru că, da, nu era voie. După care am mai făcut la sală cu măști pe față, foarte ciudat, nu credeam că se poate, dar am făcut, sigur, cu distanțare și așa, cu dezinfectant și așa. Și între timp s-a oprit și asta și... Deși nu îmi place, recunosc că nu îmi place, am început să predau online. Nu îmi place pentru că un instructor de pilates, cel puțin, trebuie să fie acolo și să pună mâna, să pună degetul unde și să corecteze, să așeze și să... Pe
online n-ai cum să vezi atât de bine, nu poți să vezi mișcările foarte bine, trebuie să mă apropii să văd exact care conține. Și vreau să spun, dar un lucru bun totuși, asta este odată că n-am întrerupt, dar lucrez mult mai intens decât la sală, deși lucrez intens, pentru că vreau să le arăt că trebuie să faci așa și mă încordez și mai tare și fac o febră musculară de nu se poate. Dar îmi prinde bine. Da, și mă simt bine în pielea mea. De Crăciun? Exact. Cum va arăta Crăciunul ăsta altfel la voi? De Crăciun? Simplu. Simplu, nu este nimic ca toată lumea. Exact. Trebuie să fie în familie, o să fie în familie, o să fim cu câțiva prieteni, dar număr mic, adică nu va fi, este pur și simplu foarte, foarte restrâns. O să fim 6 persoane, deci noi obișnuiam să dăm mese mari. Da? Și da, cu mulți prieteni, cu multă mâncare, cu cadouri, cu e frumos și așa. Eu zic că dacă e mai tihnit și ești, știi cum se spune, omul cum e? Dacă tocmai vreau să spun, sfințește locul. Omul sfințește locul, da, corect, da. Corect, da. Da, adică până la urmă nu trebuie să fie o grămadă lume, corect. Ci așa este atmosfera importantă, legătura, energia și, da, și bucuria de a fi împreună. Îți mulțumim tare mult de vizită, ne-am bucurat să te revedem. Da. Să ai sărbători fericite. Liniștite. Mulțumesc. Pot să fac o mică urare? Te rog. Pentru că am aflat că astăzi este ziua unei femei deosebite pe care am cunoscut-o recent. Am înregistrat o poveste. Mie îmi place foarte mult, nu știu dacă știți, eu înregistrez și povești. Așa. Și m-a rugat să particip, mă rog, să o ajut să susțin activitatea pe care o are pentru a ajuta copiii cu probleme neuromotorii. Și astăzi este ziua ei, la mulți ani, Raluca Chișu. Este o femeie extrem de muncitoare care pune foarte mult suflet. M-a impresionat vizita la ei acolo și am făcut cu tot dragul acea poveste. Și urez la mulți ani tuturor. Raluca, îți doresc să ți se îndeplinească visul și să meargă mai departe ceea ce ai început cu 11 ani în urmă și să reușești să ajuți cât mai mulți copii. Vouă, la fel, să aveți sărbători mulțumim frumoase tuturor telespectatorilor și să ne revedem cu bine să avem un anul mai care bun. Vine, da, da, exact. Da. Mai înțelepți, da, mai sănătoși. Și să îmbrățișăm schimbarea. Și să îmbrățișăm schimbarea, da, exact, da, cum a spus și Luca. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Încă o dată. Mersi și eu.